Astăzi am semnat certificatul de urbanist pentru spitalul de pediatrie, după ce am finalizat studiul de prefețabilitate. Astfel putem să spunem că avem valoarea acestui proiect, 48 de milioane de euro fără TVA, pe o suprafață desfășurată de 32.000 de metri pătrați, ceea ce înseamnă 7 etaje. Bineînțeles, este vorba despre săli de operație pentru copii, despre saloane unde vor fi îngrijiți copiii, cabinete medicale și un imens loc de joacă la parter, așa cum am promis, pentru ca atunci când copiii ajung la acest spital să nu se simtă ca și cum ar fi într-un spital, ci ca și cum ar fi într-un loc de joacă. Cum e când vorbim despre construirea de la zero a unui spital? Știm că aveți experiență. Ne-am mai construit de la zero un spital municipal cu 4 corpuri, care în prezent nu mai deservește bolnavii COVID, dar anul trecut a fost unul dintre spitalele suport COVID și care a fost extraordinar de bun pentru comunitate. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat să nu fi avut acest spital, dar spitalul de pediatrie este foarte important pentru că în întreaga regiune Oltenia nu există până în acest moment un spital de pediatrie. Am înscris deja la Ministerul Fondurilor Europene acest spital de pediatrie pe listă pentru PNRR, astfel încât să fim cu toții convinși că el va fi făcut în următorii 3 sau 4 ani de zile, depinde cât de repede se mișcă și constructorul, pentru că este vorba totuși de o investiție foarte, foarte mare, care în afară de construcția propriu-zisă a spitalului cuprinde și toată aparatura necesară nouă de ultimă generație. Unde se va ridica, doamna primar? Se va ridica în curtea spitalului de filantropia, în curtea spitalului numărul 2 și va îngloba și secția de maternitate. Adică în afară de această construcție de 7 etaje, se va reabilita și clădirea care este monument la ora actuală și unde funcționează maternitatea, tocmai pentru că ne dorim să nu facem niciun fel de separare între mamă și copil. Adică deși sunt două corpuri separate, ele vor comunica între ele și medicii care sunt angajați acolo vor deservi ambele corpuri. Se va reabilita și piața chiria? Ce se va întâmpla acolo? Cum se vor derula lucrurile? Astăzi am luat decizia de a reabilita piața Chiriac în urma deselor sesizări de la cetățenii care locuiesc în zonă și care ne-au reclamat că pe o rază de 10 km, practic, nu au nicio piață care să îi deservească, motiv pentru care ne-am deplasat în zonă, am stabilit împreună cu directorul de la piețe și cu firmele care sunt în acord cadru cu Primăria Municipiului Craiova, ca până în luna octombrie acestui an piața să fie modernizată și să fie redată producătorilor din județul Dolj, astfel încât toți cetățenii Craiovei care vor să cumpere direct de la producători să poată să meargă în această piață. Investiția? Investiția este pe acord cadru, așa cum v-am spus, prețurile sunt deja licitate de acum 2 ani de zile, deci nu este o investiție despre care să vorbim ca și noutate, ea va fi decontată în momentul în care se va finaliza. Despre șantierele din oraș, așa ne spuneți câteva cuvinte. Am văzut și noi pe rețelele de socializare că ați mai făcut postări. Unul le place să stea în șantiere pentru că ulterior va fi mai bine, alții, nu știu, probabil că o să ziceți că sunt cărcotași și văd lucrurile cu alți ochi, consideră că altele sunt prioritățile. Cum comentați? Eu cred că prioritățile sunt cele care țin de gradul de civilizație al unui oraș. Și bineînțeles că cel mai mare contract pe care îl avem în derulare la ora actuală este cel de introducerea canalizării în tot municipiul. Dacă în anul 2014 am reușit să alimentăm cu apă tot municipiul Craiova, adică nicio gospodărie să nu mai fie neracordată la rețeaua de apă, acum suntem în derularea acestui contract Mamut, care este cel mai mare din Uniunea Europeană, și care prevede canalizare pentru întreg municipiu și aducțiunea firului 2 Izvarna.
Deja cred că săptămâna viitoare semnăm și ultimul contract al șaselea pentru Izvarna. La celelalte se lucrează deja în șantier și lucrările sunt destul de avansate. În ceea ce privește partea de canalizare pe vestul orașului, acolo unde am semnat contractul în urmă cu câteva luni, deja putem să spunem că suntem la 30% din valoarea întregului contract. Cu alte cuvinte, constructorul s-a mișcat extraordinar de repede, neașteptat de repede și pentru noi. A fost împiedicat de câteva avize care țineau de instituțiile statului, cum ar fi CNAIR, CFR, armată și așa mai departe, pentru că altfel cred că s-ar fi mișcat mult mai repede, dar oricum mă face să fiu optimistă asupra termenului în care vom avea toată Craiova racordată la rețeaua de canalizare, pentru că dacă în conformitate cu contractele semnate ar fi ajuns undeva la 3 ani de zile, eu cred că într-un an și jumătate vom termina tot municipiul Craiova de racordat la rețeaua de canalizare. Mulțumim.